România ridică privirea din pământ și țintește tot mai sus. Robert Glință a devenit campion european la natație, fiind cel mai rapid înotător din istoria României. Sportivul coboară record după record la disciplina considerată o cauză pierdută într-o țară care a închis rând pe rând toate bazinele. Acum se pregătește intens să urce pe podium la Olimpiada de la Tokyo. Cu nenumărate medalii și titluri la 25 de ani, Robert Glință spune că este povestea lui este abia la început și va scrie istorie pentru România. Robert Glinta, ladies and gentlemen, the new European champion of the 100 meter backstroke. Pentru prima oară în istorie, drapelul României a fost arborat pentru titlul de campion european. Un tânăr sportiv din Argeș a redeschis un capitol închis pentru țara noastră. Asta a fost cel mai îmbucurător fapt, că am reușit să cobor sub timpul meu de record național și să mă aflu într-un trend ascendent în performanță. Asta este cel mai important și cel mai satisfăcător lucru, că toată munca depusă dă în sfârșit roade și știm că suntem pe calea cea bună. Povestea marelui campion a început în urmă cu 16 ani în Argeș. După un accident în urma căruia aș putea pierde viața, părinții au decis că a venit momentul să învețe să înoate. Avea numai 9 ani și nu bănuia nimeni ce surprize avea să-i rezerve viitorul. La vârsta de 12 ani am obținut prima medalie națională. La vârsta de 14 ani am obținut primul record național în proba de 100 de metri spate, dacă nu mă înșel. Și la vârsta de 16 ani am câștigat medalia de bronz la Festivalul Olimpic al Tineretului European, o competiție europeană de juniori, puternică la acel nivel. Iar de atunci medaliile au curs, în ciuda faptului că țara noastră oferă cu greu condiții decente de antrenament. Bazinele unde se antrenau mari campioni sunt acum epave cu lacăte pe ușă. Niciodată nu am fost foarte pretențios și mi-aduc aminte că de-a lungul timpului îmi spuneam chiar mie că atât timp cât există apă în bazin, este tot ceea ce am nevoie pentru a mă antrena. Crescut într-o familie de sportivi, la 20 de ani concura deja cu cele mai mari nume din natația mondială la Olimpiada de la Rio. Pentru mine acea finală a fost un bonus uriaș și a contat foarte mult ca experiență și experiență de pe urma căreia mi-am extras și mi-am extrag în continuare foarte multă încredere, motivație și energie pentru a ajunge cel puțin în același loc. Urmează acum Olimpiada de la Tokyo, care vine cu noi provocări, mai ales după un an în care o bună bucată de timp bazinele de înot au fost închise. Am avut privilegiul să stau în aceeași casă cu propriul meu antrenor și am beneficiat de niște antrenamente foarte bine puse la punct. Robert Glință speră să se întoarcă acasă cu medalia de aur, deși competiția din Japonia va fi mai dură ca niciodată. Mă bucur nespus că am spart gheața și că sunt primul român la masculin care a reușit să câștige titlul de campion european și după mine sper că o să tot curgă cu titluri.